Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din OMC 2. Dragilor, bă, fraților, dacă ați urmărit live-ul, știți despre ce este vorba. Eu am mai făcut o nouă achiziție, am cumpărat un nou autobuz pentru, ce credeți? Pentru ruta Fixin-Sejicin. Practic e aceeași marcă, dar e un articulat. E un autobuz lung pe care nu îl putem folosi decât pe anumite trasee, dar se integrează foarte bine și chiar funcționează foarte bine. Așadar, mari diferențe la interior nu sunt, doar că e mai lung și, bineînțeles, are o ușă în plus. Da, acestea fiind spuse, astăzi, așadar, facem o cursă pe ruta nouă, pe harta nouă și plecăm dintr-un depou nou, ca să spun așa. Bun, hai să dăm drum. De fapt, știți ce? Hai să facem un examen pe un nou traseu. Eu am mai făcut pe live, am câștigat și ceva bănuți, dar ne ajută pentru că scoatem un bonus. Dacă conducem fără evenimente și totul e ok, lumea e mulțumită, avem șanse să facem și un bonus interesant. Da, asta o să facem. Nu avem nevoie să reparăm, avem 96% motorină rezervor, deci suntem gata de treabă. Hai să-i dăm drumul. Așadar, traseul e acela pe care vi l-am menționat mai devreme. Și traseul, harta, da? Și o să mergem pe 190, ba nu, avem pe 190, 90% bonusul. E bine, e bine. Aici pe 178 nu am făcut. Bă, cred că o să repetăm 178. Nu știu ce să zic. Mergem pe 178, să repetăm 178-ul, să facem un bonus mai bun. Hai să repetăm 178-ul. E un traseu lunguț, dar cred că o să ne ajute să scoatem totuși astăzi, că nu mai suntem pe live și o să fie ceva mai bine. Deci, după cum se poate observa, plouă. Da, ghinion, ce să facem, mergi mai prost, asta nu contează, până la urmă trebuie să experimentăm toate variantele posibile din acest simulator. Așadar, ce să zic, ne pregătim de plecare, trebuie să, opa, gata, rezolvat, trebuie să pornim. Să facem căldurică, că avem 15 grade în autobuz și le e frig la ăștia, după aia fac urât. Și dăm drumul, că e treabă. Băgăm gaz pe foc acolo ca să facem căldurică la șmecheri. Ăsta este timetable-ul nostru. Practic plecăm la 3 și 10 minute. Poate se mai oprește din ploaie. Și trebuie să ajungem la 15.43 pe capăt. Așadar traseul 178. Ce face, mă? Nu șterge? Nu cred așa ceva. Nu fac față ștergătoarele, mă. Nu cred. Nu cred așa ceva. Refuz să cred așa ceva.
E bine. Da, aparent nu fac față ștergătoarele, ele șterg, se vede că șterg. Dar cu greu, cu greu face față. Ok, na, asta e, nu-i problemă. Plouă destul de tare, na, nu avem ce să facem. În principiu, hai să vedem dacă suntem pe drive. Da, suntem pe drive. Ok, cam asta e. Așteptăm așteptăm un pic, câte grade avem? 16, destul de greu se încălzește. Bun, suntem gata de plecare. Este aproape 3 și 10 minute. Aparent, na, sper să nu avem probleme. Hai să dăm drumul. Mai rău e, mai nourat. Avem și ceață. Asta e, Dumnezeu cu mine. Să-i dăm bice, zic. Lasă colegul. Bravo, bravo, bravo. V-am spus, nu fac față ștergătoarele, atât de tare plouă. Asta e, n-avem ce să facem. Să încerc să dau mai tare, dar nu cred că o să meargă. Mă refer la ștergătoare, să dau să prea mai repede. Parcă e altă treabă acum. Am dat ștergătoarele mai repede înainte. Dar chiar și așa, totuși destul de greu reușește să facă față.
multă vreme, bă, băiatule. Niște buguri aici, văd că băieții patinează pe sus. Parcă s-a deschis ușa, nu știu care-i treaba. Are dragi pe el. Bă, bă, dar ce plouă, bă, băiatule. Deci cu fulgere, da, bravo. Ducem un pic că e prea cald, tata. Hello. Alo. Mai oprim aici pentru că nu era nimeni în stație și nimeni nu voia să coboare, n-are rost să oprim aiurea. Destul de greu de manevrat pe aici autobuzul. Degeaba n-am făcut eu la examenul la 68% bonusare.
E o leacă de lume aici. Alo. 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 Nu mai deschid ușa asta. Las doar una că nu văd în oglindă. Alo. Alo. Alo, alo, alo. Alo. Ce fulgeră, bă, băiatule! Da, multă lume, bă. Mamă, ce e aici? Las că e bine că e multă lume. Doar că, na, durează mult până urcă. Na, o să avem întârziere. Asta e. Plouă, de asta e așa aglomerat. Mamă, se va umple autobuzul nostru, ești nebun? Aparent, la trecerile astea de nivel cale ferată, trebuie să o leși mai încet, pentru că dacă îi zdruncim prea tare, se supărăm. N-am ce să fac, asta e treaba. Chiar nu am cât de încet să las, frate, că... Și așa am mers încet. Nimeni în stație, dar coboară cineva. Îmi place foarte mult cu autobuzul ăsta articulat. Nasol că, da, nu poți să intri pe toate traseele. E și normal. Ceața pe spate, că e groasă treaba.
Sunt curios ce bonusare o să avem la cursa asta. Alo. Alo. Bună, bună. Alo. Să avem mare întârziere oricum. Căldura aparent se sufocă ăștia. Mamă, câtă lume aici. Mamă, mamă. Oh, ist das eine Hitze hier. Plus că o să avem întârziere. Ce drag până la mântul noastră că la Bureți. E greu, bă, e greu. Dar bine, până la urmă scopul e să ajungi în condiții bune la destinație, nu să n-ai întârziere. Că până la urmă realitatea e exact așa cum spun eu. Las încet că iarăși mă urlă ăștia. Da, nu avem vizibilitate foarte bună, dar asta e, ce să facem? Și în realitate mai conduci în astfel de condiții. Autobuzul e plin, nu știu ce să zic. Da, bine, sunt oameni care coboară. Dar unde se urce? Ei ar vrea, dar unde? Ei ar vrea, dar n-au unde. Aia e toată treaba. Aici e unde trecem pe sub calea ferată. Oh, oh, e că am luat-o un pic cam brusc și nu le-a plăcut. Da, sunt curios chiar ce bonusare o să facem la tura asta. Dar tare mă tem că nu o să trecem de 60 și ceva la sută cât aveam. Hallo. Sagen Sie, es ist sehr warm. Guten Tag.
plouă și plouă, bă, băiatule. Dacă mai era și aglomerat, au mama noastră. Greu la deal, bă. Ui, ce greu urcă, ești nebun. Serios că urcă greu? Of, 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 e jale, bă, e jale. Și pe ploaie, și ceață, și încărcat full, și... Nu mi-e place. Hai să vedem dacă au loc ăștia. Alo. Alo. Hai că e bine. Am văzut și eu o gagică, nu mă certați. Bă, da, se simte, mă, când e încărcat, să mă bată tata dacă vă mint. Deci, urcă greu, frate. Eu scump pedala la Blanau. Mic, dacă nu coboară, n-are cum să urce. Dacă nu coboară, nu are cum să urce. E jale. În picioare nu le dă voie. Bine, stau și în picioare, dar nu mai au loc, da. M-a rămas în stație, săracu. Mă așteaptă pe următorul, ce să fac.
ce nebun, mă, merg pe ploaia asta. Fără umbrelă. Nebun la cap. Și friguț afară, 15 grade. Hallo. Hallo. Guten Tag. Vedeți pe colegul? Să nu mă saluți, firea albastră să fii. Vedeam autobuzul de copaci. Cedează aici. E greu să vezi, frate, e greu. Hello.
pic așa nesimțit, nu? Nici nu s-a asigurat măcar. Hallo. Bună, bună. Hallo. Mamă, cât sunt. Pünktlicher geht ja auch. Hallo. Câtă vreme? Ai... Vedeam că am oprit degeaba și nu coboară nimeni. Mai oprim că nu e nimeni. N-are rost dacă nu e nimeni în stație. Nici nu era cineva care se coboare, așa că dăm bicicletă. Că nimeni apare la noi. În schimb a coborât.
Mai avem, nu mai știu, două stații, cam așa ceva. Trei, cu tot cu următoarea. Chiar sunt curios ce bonus vom avea, chiar sunt foarte curios. Ich komme ja viel zu spät. Ce m-am dus? Bă, a fugit, mă, efectiv a fugit, ești nebun la cap. Doamne ferește ce a fugit, nu mai reușeam să o controlez în curba aia, mă. Alo. Doamne feri, doamne feri. Jale, jale, greu, bă, greu traseu. Și nu că e autobuzul articulat, efectiv e greu traseul, e... na. Următoarea e capă de linie. O să mai revenim cu siguranță asupra acestui traseu. E foarte, foarte mișto. A coborât toată lumea.
Asta e capătul nostru, unde o să stăm și noi un pic parcați, un pic mai mult de fapt, pentru că avem de așteptat 24 de minute ca să plecăm iarăși în cursă să facem returul. Așa că stăm liniștiți acirișa. Hop. Cam asta e așadar, ne oprim aici astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Un traseu destul de greu. Bă, de fapt am zis că vedem și bonusarea, nu? Ia să vedem ce bonus am primit. Ia să vedem. Chiar sunt curios. Hai să vedem împreună. Am avut 60 ceva la sută. Punctualitatea nu a fost domeniul nostru foarte. N-am avut niciun accident, dar aparent cred că a fost dezastru. Hai să vedem. 77%, deci mai bine decât data trecută. Ok, și am făcut și profit bunișor. 2988, am vândut foarte multe bilete aparent. Asta e bine, asta e bine. Da, dragilor, ne oprim aici, așadar avem 11.000, wow, avem iarăși bani să investim într-un nou autobuz, dar asta o să vedem, poate data viitoare. Așadar, ne oprim aici, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Aștept și părerea voastră vis-a-vis de acest episod în rubrica de comentarii. Vă răspund din opinant. Dacă dorești să susții acest videoclip, acest canal, nu ezita să devii membru sau să folosești unul din linkurile din descriere. La revedere, numai bine!